Dragi mei, pentru dimineața aceasta am să explic de ce am și ales și textul acesta. Am vrut să fac o legătură între mai multe evenimente. Am să citesc din Cartea Faptele Apostolilor din capitolul 2, versetul 5 și apoi de la versetul 37 până la versetul 41. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 5 și apoi continuăm citirea cu versetul 37 până la 41. Cuvântul Domnului spune astfel. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragi și surori, nu greșesc dacă spun că, citând bineînțeles din psalmul 118, că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea și continuă versetul din psalmul 118, arătând dependența noastră de Domnul care face totul și care desăvârșește totul. Spune, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. E o zi pe care Domnul a pregătit-o cu siguranță pentru fiecare dintre noi. Vă aduc aminte de ceea ce spune și Ieremia în plângerile lui: că bunătățile și îndurările Domnului nu s-au sfârșit și se noiesc în fiecare dimineață pentru fiecare dintre noi și credincioșia lui Dumnezeu este atât de mare. Cu alte cuvinte, dacă în dimineața aceasta de 6 octombrie 2024 suntem în, la închinare, suntem în Biserica Philadelphia. E datorită Harului Lui Dumnezeu și bunăvoinței Lui, pentru fiecare dintre noi. Dincolo de faptul că noi ne-am pregătit, că noi ne-am gândit, vreau să vă aduc aminte de un alt verset din Psalm care spune că dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba o păzesc cei care o păzesc. Dacă nu intervine Domnul într-o anumită lucrare, oricât de mult ne-am străduit noi din punct de vedere uman, totul poate fi sortit eșecului. Deci, pe de-o parte, Dumnezeu este acela care face ziua aceasta, e implicat mai departe în această lucrare și noi suntem bucuroși să fim în această dimineață aici. Dar bucuria noastră este și mai mare pentru faptul că două suflete din biserica noastră și Camelia de o bună bucată de vreme frecventează biserica noastră, Metiu este unul din tinerii bisericii noastre, au decis, au hotărât să încheie legământ cu Domnul prin botezul nou testamentar. O lucrare cu totul și cu totul importantă, o lucrare cu totul și cu totul deosebită. Dar, ziua de astăzi, pe de o parte, ziua Domnului, ziua în care Domnul s-a implicat, pe de altă parte, o zi în care uh, am venit să fim părtași la lucrarea aceasta de botez nou testamentar. Dar, ce legătură este între botez și cântarea corului despre Ierusalim? Sau faptul că uh, am citit primul verset din Fapte 2, versetul 5 legând evenimentul mai departe de locație, Ierusalim. Frașii și dragii mei, de mai bine de 20 de ani, undeva de, din 2002, în foarte multe biserici evanghelice, din America, din România, de peste pretutindeni, s-a început o lucrare numită Ziua Internațională de Rugăciune pentru Pacea Ierusalimului. Am privit la Psalmul 122 și versetul 6, noi cei care credem cuvântul lui Dumnezeu și credem în promisiunile pe care Dumnezeu le face, deci am privit la Psalmul 122 și versetul 6, ca fiind o poruncă care vine din partea lui Dumnezeu. Și porunca spune în felul următor: rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc, da, și Vreau să vă aduc aminte că Ierusalimul este iubit de Dumnezeu și cei care iubește, iubește Dumnezeu și Dumnezeu îi iubește mai departe. Dacă vreți, există o răsfrângere pe care Dumnezeu o face vis-a-vis -vis de toți aceia care se încadrează în voia lui, în tiparul voii, în voii lui. Ei, și plecând de la psalmul acesta, de la versetul 6, s-a început efectiv și s-a hotărât ca prima duminică din luna octombrie, asta însemnând deja 22 de ani, să fie o duminică pusă deoparte, în care creștinii se vor ruga în mod deosebit pentru Ierusalim, se vor ruga pentru pacea Ierusalimului, se vor ruga pentru Israel. Sunt cinci obiective care se urmăresc în mod deosebit în rugăciunile care se fac astăzi. O revărsare a Duhului Sfânt peste Ierusalim și peste Israel, pentru națiunile care sunt vecine, Liban, Siria, Iordania, Arabia Saudită și Egipt. Să-i amintească lui Dumnezeu de toate promisiunile pentru Israel, pentru rugăciune pentru venirea Prințului Păcii în orașul Păcii, Ierusalim, și, bineînțeles, exact ceea ce spunem în Tatăl nostru, vino, vie împărăția, împărăția lui Dumnezeu. Și astea sunt obiective pe care, de regulă, în ziua aceasta internațională, de rugăciune pentru pacea Ierusalimului, bisericile uh, se roagă dar noi avem și botezi nou testamentar. Și atunci am stat un pic să meditez, am zis, îmi place Ierusalimul, iubesc Ierusalimul, dar trebuie să țin cont că este o sărbătoare a bisericii și este foarte important să ne uităm în Scripturi. Și am ajuns la o în concluzie, și vreau să știți lucrul acesta, Eu nu vin în această dimineață să vă spun lucruri noi pe care nu le-ați mai auzit, poate formulate într-un anumit mod, dar tot din Scriptură din care predicăm de 2000 de ani. Dragii mei, Ierusalimul este unul din cele mai importante orașe care există pe fața Pământului. Poate că nici nu greșesc dacă spun că este cel mai important oraș. Dar n-aș vrea să supăr pe cineva din punctul acesta de vedere, pentru că noi suntem atașați, unii de orașe din România, alții de orașe din Australia sau poate din America. Dar uitându-mă în Scriptură, pentru că suntem credincioși, am găsit scris și credem lucrul acesta, că cel mai important sau unul din cele mai importante orașe este Ierusalim. De ce? Pentru că Ierusalimul este un oraș al alegerii divine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ales în planul Său, în lucrarea Sa, în desfășurarea proiectelor Sale, Dumnezeu a ales Ierusalimul. Și vreau să vă citesc din Psalmul 132, versetul 13 și versetul 14. Psalmul 132, 13 și 14. Da? Domnul a ales Ionul. Sionul fiind unul din numele Ierusalimului, legat de muntele Sion, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el, căci l-am dorit. Și cu alte cuvinte, uitându-mă la versetul acesta, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos și cei care au scris Scriptura au scris mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar au scris cuvintele lui Dumnezeu. Și aici văd alegerea. Suveranitatea lui Dumnezeu în ceea ce privește alegerea acestui oraș. Apoi, Ierusalimul este important din punctul de vedere al lucrării Domnului Iisus Hristos. După masă, am să mă refer mai mult la aspectul acesta, pentru că după masă vom avea sărbătoarea cinei Domnului în Biserică și am legat mesajul. De Ierusalim și cina Domnului din Ierusalim, și vom vedea că sunt câteva lucruri destul de interesante pe care Scriptura le prezintă chiar în Vechiul Testament, legat de orașul Ierusalim și, uh, și cina Domnului. Lucrarea aceasta atât de importantă. Dar vreau să vă aduc aminte că cele mai importante evenimente din viața Domnului Isus Hristos, suror, dragii mei ascultători, s-au întâmplat la Ierusalim. Gândiți-vă numai la Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor, intrarea în Ierusalim. Și fiecare eveniment, joia mare, plină de evenimente, vinerea mare, vinerea răstignirii, învierea s-a produs la Ierusalim, înălțarea Mântuitorului s-a produs la Ierusalim și avem promisiunea care spune și în crezul creștin și va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții. Unde? La Ierusalim. Iată cât de important este în ecuația lui Dumnezeu orașul acesta. Dar nu este important doar datorită alegerii, doar datorită lucrării Domnului, ci datorită, dacă vreți, bisericii sale, a celor răscumpărați de Domnul Isus Hristos prin lucrările pe care le-am prezentat înaintea dumneavoastră. Pentru prima dată, Evanghelia a răsunat la Ierusalim. Și de 2000 de ani, Evanghelia răsună începând cu Ierusalimul. Primul botez, și am ajuns la subiectul nostru din dimineața aceasta, primul botez, frașisoror, nou testamentar, s-a oficiat la Ierusalim. Primul botez. Și atât cum de 2000 de ani lucrarea aceasta a continuat. Antivorbitorii mei, fratele Doru și fratele Ilie, au subliniat din Matei, din capitolul 28, lucrarea aceea pe care Domnul a poruncit-o. Și le-a zis, duceți-vă, faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și uitați cum biserica a preluat această poruncă pe care Domnul a dat-o și pe parcursul celor două milenii, Biserica a înțeles că e mandatul pe care îl are. Predicarea Evangheliei, iar cei care se convertește, cei care primește, cei care acceptă, vom vedea lucrul acesta imediat, pentru că botezul are tiparul său, are lucrarea care trebuie făcută în conformitate, dacă vreți, cu primul botez de la Ierusalim. De aceea am luat Ierusalimul care perde, pe de o parte, ziua internațională de rugăciune, dar pe de altă parte, rolul esențial, primordial, pe care Ierusalimul are din punctul de vedere al lucrării acesteia nou testamentare. Primul botez s-a oficiat la Ierusalim. De aceea, Ierusalimul, am putea spune că devine un reper. Ierusalimul devine un model pentru lucrarea autentică a lui Dumnezeu. În urmă cu ceva timp am citit o carte care, care spune în felul următor, titlul cărții era foarte sugestiv, era vorba despre botez, despre practica botezului, istoria botezului și spunea în felul următor titlul cărții. Apa care ne desparte. E foarte interesant că identificarea, și vom vedea exact semnificația botezului, în mod normal, apa aceasta a botezului ar trebui să ne unească, pentru că apa înseamnă și unire, momentul acesta înseamnă unire cu Hristos. Și totuși, din punctul de vedere practic, din punctul de vedere al modul în care se face, se oficiază o lucrare de genul acesta, apa aceasta ne desparte. Sunt unii care practică botezul infantil, sunt alții care practică botezul prin stropire, alții care practică botezul prin scufundare și atunci, în mod normal, întrebarea firească pe care ne-o punem, care este la urma urmei botezul autentic? Cum ar trebui să fie și să arate un botez? Și n-am să spun, botezul de la Filadelfia e botezul autentic, pentru că aș fi acuzat după aceea probabil de alții care zice, trage focul la oala lui. Nu la asta mă gândesc, lor dragii mei. Ce am să vă spun, botezul autentic este botezul cum s-a oficiat la Ierusalim. Pentru că aici a început lucrarea aceasta. Bisericile, dacă vor să se încadreze în ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. E foarte important să se uite în Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor, o cronică de istorie bisericească, 30 de ani, modul în care biserica, dinamica bisericii, începând de la 120 botezați cu Duhul Sfânt, alți 3000 care s-au convertit și dintr-o dată, nu știu cine era secretarul bisericii din Ierusalim, dar dintr-o dată, dacă ar fi trebuit să scrie într-un registru, ar fi trebuit să scrie 3120 de nume în registrul bisericii din Ierusalim. De acolo a plecat totul. De acolo a plecat totul. De aceea vreau să ne uităm în această dimineață, înainte de a vedea un botez nou testamentar, vreau să ne uităm la modelul Ierusalim pentru botezul nou testamentar. Versetul 41, cu care am încheiat citirea din această dimineață, spune în felul următor. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. 41 fapte 2. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Ce îmi spune mie și în -mi predică? Apostolul Petru spune la întrebarea pe care au pus-o cei care au fost răpunși la inimă, fraților, ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă! Fiecare dintre voi să fie botezat după aceea. Iar cei care au primit, observați-vă rog, în doar câteva versete, Duhul Sfânt îl inspiră pe evanghelistul Luca, doctorul Luca, să scrie despre botez. Eu fost la foarte multe evanghelizări, mai ales când eram în România. Terenul de lucru era altul atunci în, în țara noastră. Dar nu mi-aduc aminte dacă la fiecare evanghelizare la care am participat am predicat despre botez. Am predicat Evanghelia, am predicat despre Domnul Iisus Hristos. Ceea ce pe mine mă surprinde și îmi place, mă surprinde într-un mod pozitiv și îmi place lucrul acesta. La prima evanghelizare, în prima, prima dată când s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Prima dată când Hristos este scos în evidență și proslăvit prin mesajul apostolic, apostolii menționează botezul. Și dacă botezul n-ar fi important, pentru că sunt unii care minimalizează chiar și botezul, n-ar fi venit doctorul Luca să scrie aici, evanghelistul să scrie și să spună în cartea faptele apostolilor, la Ierusalim s-a oficiat un prim botez. Frați și surori, un lucru care mi s-a părut interesant și vreau să-l menționez înaintea dumneavoastră porunca botezului, cel puțin după Marcu, capitolul 16, se pare că a fost dată la Ierusalim. Dacă m-aș limita doar la Matei, capitolul 28, la un moment dat acolo, după cum ați auzit citirea, spune că întâlnirea ucenicilor, după înviere cu Domnul Isus Hristos, a avut loc undeva în Galileea. Dar dacă mă uit cu atenție în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, Versetul 15 și versetul 16 este cuprins între arătările Domnului nostru Isus Hristos la Ierusalim. De la versetul 1 până la versetul 14 ne arată învierea și arătările Domnului la Ierusalim. Iar de la versetul 19 ni se vorbește imediat despre înălțare. Am încadrat versetul 15 și versetul 16 într-un context al locației, al locului în care, se pare, cel puțin n-aș vrea iară să cad într-o pantă de speculații, dar se pare. Că porunca botezului a fost dată la Ierusalim. Ascultați, vă rog frumos, ce le spune Domnul ucenicilor săi, care după aceea aveau să ducă mai departe mandatul acesta al mântuirii. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cred că expresia aceasta scoate automat din calcul predestinarea. Pentru că, dacă nu trebuie să predic Evanghelia la orice făptură. Înseamnă că doar cei care sunt predestinați trebuie să știe să ajungă într-un moment în care aud Evanghelia și vor fi mântuiți automat. Ori mântuitorul este acela care în mesajul, ultimul mesaj pe care îl transmite, nu face diferență între oameni. Și vine și spune, Hristos a murit pentru toți. Predicați Evanghelia tuturor. Răspunsul lor la Evanghelia duce mântuire. Repet versetul 15. Duceți-vă toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi, vă rog, citiți dumneavoastră, va fi mântuit. Cine nu va crede și în mod automat nu se va boteza, da? Cine nu va crede va fi osândit. Porunca botezului, iată de ce este important Ierusalimul, dacă vreți și din punctul acesta de vedere. Porunca botezului nou testamentar, a unei lucrări deosebite. Porunca aceasta a fost dată ucenicilor la Ierusalim. Și apostolii, ucenicii au luat foarte în serios mandatul acesta și lucrarea aceasta. Și uitați-vă, vă rog frumos, prima ocazie când au putut să pună în practică cuvintele Domnului Isus Hristos. Frați și surori, dragii mei, ne spune textul din Faptele Apostolilor, și nu mai sunt și alte pasaje, dar ne spune textul din Faptele Apostolilor că botezul autentic pe care l-au practicat cei de la Ierusalim și l-au trimis mai departe ca un model. Botezul autentic este un botez care trebuie precedat de propovăduirea Evangheliei. Adică înainte ca să intre în apa botezului și Camelia și Metiu, înainte ca ei să depună aici, în apa aceasta, în baptistierul Bisericii Filadelfia, o mărturie a credinței lor personale, ei au trebuit să audă cuvântul lui Dumnezeu, au trebuit să audă Evanghelia. Fac aici o paranteză și să mă ierte Camelia. Am avut botez în aprilie, acesta este al doilea botez din anul acesta pe care Philadelphia l are. Am avut, am avut un botez în luna aprilie, când s-au botezat al șapte candidați din biserica noastră. Camelia participat atunci la botez, a fost aici, a văzut un botez nou testamentar. Și a doua zi, sper să nu greșesc în ceea ce spun, a doua zi am avut un mesaj pe e bisericii, care spunea în felul următor, frate Gabi, frate păstor, ce trebuie să fac să devin membru în această biserică? I-am răspuns înapoi și am spus, Camelia, ești botezată? Am știut prea multe despre ea și mi-a zis, eu vin dintr-o familie ortodoxă. Nu sunt botezată. Așa după cum e modelul Ierusalim, modelul botezului. Am continuat să discutăm în momentul în care am știut că putem organiza deja un botez. S-a scris Matthew pentru botez. I-am scris Cameliei și i-am spus, Camelia, urmează să avem un botez nou testamentar, probabil în octombrie undeva. Dacă ești pregătită, dacă Domnul a lucrat în viața ta, dacă Evanghelia aceasta a mântuirii a penetrat în sufletul tău, a pătruns în tine și te-a convins că ai nevoie de Hristos Domnul și ai nevoie de mântuire, pregătim botez nou testamentar. Nu a trecut foarte mult timp, imediat după ce am avut pe biroul bisericii, am avut cererea ei de botez. Vrea să se boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Frașii și surori, dragii mei, nu vreau în această dimineață de sărbătoare aici la Filadelfia să fiu tendențios. Nu o veți auzi în mesajele mele că vin să atac o anumită practică. Eu vin să spun ceea ce spune Scriptura. Scriptura spune în felul următor că un botez model Ierusalim. Permiteți-mi să formulez în felul acesta. Un botez model Ierusalim este un botez valid, un botez valabil dacă este precedat de predicarea Evangheliei. Mergeți, predicați Evanghelia în orice, la orice făptură E atât de important aspectul acesta Ba mai mult Botezul model Ierusalim Trebuie mărturisit Trebuie să existe credința aceea personală Am spus că mai sunt pasaje în Scriptură N-am să mă refer numai aici Pentru că aș vrea să vedem felul în care lucrurile au evoluat Poate pe parcurs au mai și involuat Dar vorbesc de ceea ce s-a întâmplat în perioada apostolică În viacul apostolic Unul din pasajele care vin din nou să întărească afirmația aceasta și să se încadreze modelului botezii Ierusalim, este cel din Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 8, scoate în evidență botezul famenului etiopian sau a ministrului de finanțe al Etiopiei. Omul acesta vine la Ierusalim, cumpără sulul cărții Isaia, citește din Isaia 53, nu din 55, din ceea ce am vorbit noi, citește Isaia 53, care vorbește despre jertfa Domnului, despre lucrarea pe care Hristos a făcut-o. Diaconul Filip, unul din cei șapte diaconi rânduiți de Sfinții Apostoli, îi explică Evanghelia și pe parcurs, vă rog, ascultați, Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 12 și apoi mergem și la versetul 35 și 36. Fapte 8 cu 12. Cei din Samaria, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Isus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Se încadrează după modelul Ierusalim, fapte 8 cu 35-36. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, Uite, apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? surori, dragii mei, aș vrea să ne uităm în scripturi și să înțelegem că lucrarea care se face în această dimineață în Biserica Filadelfia este o lucrare esențială, vitală, în ceea ce privește drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia predicată și la Evanghelie se răspunde după aceea. Pentru că de fiecare dată când mă uit în scriptură, am găsit că a fost o reacție. Domnul a zis pe muntele măslinilor, probabil în Ierusalim. Mergeți, predicați Evanghelia la orice faptură. Cine va crede? Adică cine va răspunde la mesajul Evangheliei? Iar dovada că a răspuns la mesajul Evangheliei este că se va boteza. Va fi mântuit. Un prim lucru important pe care aș vrea să reținem la botez după modelul Ierusalim. La primul botez care s-a oficiat. Nu știu câte s a oficiat. Până astăzi, 6 octombrie. Dar cred și am de plină încredințare, fără să mă joc cu cuvintele înaintea dumneavoastră, cred din toată inima că undeva în cerul lui Dumnezeu fiecare botez făcut în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh este înregistrat. Fie că a fost o sărbătoare în biserică, fie că am fost la un râu, fie că a fost o coptă tăiată în gheață și băgat omul în gheață, Putea să că cel care n-avea unde, păi dar ce mă mai botez și uite că ea apa înghețată. Ca și suror, modelul botezii Ierusalim rămâne valabil pe toată perioada bisericii, indiferent când ne-am schimbat noi mentalitatea și gândirea noastră. Eram student la București și mergeam cu trenul spre București pentru examene și pe drum am mers cu un preot ortodox. Ne cunoșteam și ne cunoșteam destul de bine pentru că și el era preot în bujac. El mergea la o conferință la Deva, așa cum am aduc aminte discuția. Și ce discută doi slujitori în momentul în care se întâlnesc? Păi, poate ceea ce îi diferențiază decât ceea ce îi unește. Și am ajuns la botez și am zis, zic, părinte, în Scriptură așa scrie, cine crede și se botează. Și am venit cu argumente și cu versete, la care și el mi-a zis, da, zice Gabi, eu știu, așa scrie, dar zice, biserica a schimbat. Ce a schimbat, zic biserica? Păi merge înainte să te botezi, de aceea oficiem botezul infantil, merge înainte să te botezi și apoi să crești, dacă nu crezi. Avem creștini care s-au botezat de copii și au trecut la musulmani. Sau la hinduși. Și dacă nu crezi. Nu vi se pare că ne jucăm efectiv cu, cu scripturile, cu voia lui Dumnezeu, cu adevărul care e revelat și lăsat pe paginele Sfintelor Scripturi? De aceea e atât de important să ținem cont de ceea ce este scris. Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat să nu trecem peste ceea ce este scris. Și dacă este scris, este scris pentru desăvârșirea noastră, pentru mântuirea noastră și ține, ține așa cum este scris. În final se va întâlni cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Botez după modelul Ierusalim. Este un botez precedat de predicarea Evangheliei și de mărturisire a credinței personale. Spune aici versetul 41, cei ce au primit propovăduirea. Frați și surori, tot evenimentul acesta de la Ierusalim s-a întâmplat în ziua de Rusalii, în ziua coborârii Duhului Sfânt, a în Bisericii Nou Testamentare. La sărbătoarea aceea, una din marile sărbători de pelerinaj, evrei au trei mari sărbători de pelerinaj, Paștele, Rusaliile și Sucotul, sărbătoarea corturilor. De ce s-a ales ca prima duminică din octombrie să fie de 22 de ani o duminică a rugăciunii pentru pacea Ierusalimului, pentru că în perioada aceasta sunt cele trei mari sărbători de toamnă evrești. Roșa șana sau sărbătoarea trâmbițelor, Yom Kippur sau ziua mare de ispășire sau ziua de post național și Sucotul sau sărbătoarea corturilor. Și în perioada aceasta evrei sunt mai sensibili la mesaj, mai deschiși în cercetarea pe care Dumnezeu o face. Și în momentul acesta Sute de mii de credincioși creștini se roagă pentru Ierusalim și Duhul Sfânt este acela care cercetează cu siguranță poporul Israel. Nu să rămână mai departe în tradițiile lor de mii de ani și să se întoarcă la cel care este Iesua Hamașia, Domnul nostru și Mântuitorul nostru și spun și în dimineața aceasta, binecuvântat să fie numele Lui. La o sărbătoare de pelerinaj, erau foarte mulți care veneau. Veneau se crede că Ierusalimul în vremea Mântuitorului avea aproape 200.000 de, de locuitori. Iar pelerinajul mai aduna exact același număr, încă 200.000. De Eu nu știu câți au ascultat predica lui Petru. Nu știu câți au fost străpunși la inimă. Dar știu că apostolii au, fost serioși cu lucrarea lui Dumnezeu. Putea să zică apostolul, a, toți ați fost răpunși, nu treceți în apă, veniți aici, haideți să botezăm, că și eu vreau să uh, raportez raportez cam un număr frumos de cei pe care i-am botezat. Putea și diaconul Filip, despre care vorbeam că l-a botezat pe faminul etiopian, putea să zică și el, oh, numai unul singur nu botez sau ai crezut cuvântul, nu l-am putea să nu-l mai întrebe. Dacă crezi în Domnul Isus Hristos, se poate. Și el a zis, cred, putea să-l bagi direct în apă. Dar apostolii ucenicii au tratat cu maximă seriozitate lucrarea lui Dumnezeu. Mulți au rămas răpunși la inimă la predica lui Petru. Dar nu toți au fost botezați. Frați și surori, vă rog, rețineți! Botezul este o decizie personală. Nici Metiu, chiar dacă e născut în familia Panait, nici Camelia, chiar dacă e venită dintr-o biserică istorică, n-au fost obligați, ei nu intră obligați în apa botezului. Ei sunt aceia care public vor mărturisi în această dimineață o credință personală în Domnul Isus Hristos. Pe încă un lucru pe care vreau să-l subliniez. Și apoi ascultăm corul și fanfara și ne pregătim pentru oficierea actului. Pra și surori, botezul după modelul Ierusalim este parte esențială, vă rog rețineți acum ce vă spun, în procesul mântuirii. Repet. Botezul după, momentul, după modelul Ierusalim este parte esențială, vitală. Dacă vreți, fără care nu se poate. Eu nu vin aici înaintea dumneavoastră cu excepție. Excepția întotdeauna întărește regula. Știu că venim și spunem, apă, uite, tâlharul de pe cruce a fost mântuit fără botez. Aia e excepție. Regula e alta. Regula e cine crede și se botează va fi mântuit. Amin. Asta e regula. Regula nu o fac eu. Regula este făcută de Dumnezeu. Cel care mântuiește este Domnul, nu eu. Niciun ierarh al bisericii nu face lucrul acesta. Dar noi trebuie să respectăm ceea ce spune aici în Scriptură cuvântul lui Dumnezeu. Botezul parte esențială în procesul mântuirii. Și aici vreau să mă ascultați bine, mai ales că există tot felul de vânturi de învățături. Frați și surori, mântuirea nu este doar un eveniment. Abracadabra ești mântuit. Mântuirea e un proces. Mântuirea e un proces. Un proces care începe cu nașterea din nou. Sunt mai multe etape care intră în procesul acesta al mântuirii. Știți ce spune Petru aici în predica lui? El putea să spună foarte, foarte simplu. O, ați fost răpunși la inimă, sunteți mântuiți. Nu! Și ăștia au crezut. Ascultați, vă rog frumos, mecanismul mântuirii. Spune așa. Fraților, ce să facem? Versetul 37, fapte 2. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas răpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Fraților, ce să facem? Și Petru începe cu începutul. Puneți-mi, vă rog, 38, versetul 38, fapte 2. Și Petru a zis clar, pocăiți-vă. Primul pas e pocăința, nașterea din nou. Frați și sorori, un botez autentic este un botez oficiat celor ce s-au pocăit, celor ce s-au născut din nou. Duhul Sfânt naște din nou. Duhul Sfânt convinge pe cineva de nevoia de mântuire. Și apoi, bineînțeles, că te îndreaptă și te duce spre locul unde parafezi într-un fel mântuirea, unde îți declar mântuirea și lucrarea pe care Hristos a făcut-o în viața, în viața ta. Botezul zice aici, pocăiți-vă! După ce v-ați pocăit, botezați-vă! Și apoi vă va veni și iertarea de păcate. De ce aș vrea să înțelegem și n-aș vrea să ne lăsăm duși în orice direcție, de orice vânt de învățătură care vine? Mântuirea nu este doar un act. Mântuirea nu este doar un eveniment. Mântuirea este un proces. Un proces care începe și pot să afirmă înaintea noastră, durează toată viața. Începe în momentul convertirii, în momentul pocăinței, în momentul nașterii din nou. Știți că Scriptura vorbește despre pocăință în cei trei timpi? Spunea, ați fost mântuiți, sunteți mântuiți și veți fi mântuiți. Și acum dacă stăm și ne uităm, păi bun, toți dorim mântuirea. Nu există nimeni în această dimineață în Biserica Filadelfia, nici cei care sunteți în sala de închinare a bisericii, nici cei care ne urmăresc pe internet. Să nu dorim mântuirea, să nu dorim salvarea, să nu dorim împărăția lui Dumnezeu. Ei, dar tocmai de aceea noi trebuie să înțelegem aspectele acestea, lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața noastră a fiecăruia. Am fi poate puși la un moment dat în confuzie. Păi Biblia vorbește despre trecut, prezent și viitor. Acum nici eu nu mai știu, am fost sunt sau voi fi mântuit? Și am să vă spun, vor fi mântuiți tot aceia care au fost mântuiți și toți aceia care sunt mântuiți. Pentru că a fi mântuit la timpul trecut înseamnă în primul și în primul rând a avea parte de iertarea de păcate. Mântuire fără iertare de păcate nu există. Repet, mântuire fără iertare de păcate nu există. Și atunci iertarea de păcate înseamnă pocăință, înseamnă naștere din nou, schimbarea aceea interioară și dezvoltarea unei relații cu Dumnezeul meu. În primul rând, iertare de păcate, în al doilea rând, Sfințire, maturizare, punere tot mai mult deoparte pentru Dumnezeu. Asta e dacă vreți timpul prezent. Asta se întâmplă acum. Asta se întâmplă în momentul acesta. Creștem tot mai mult în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, al treilea moment al mântuirii, dacă vreți, vom fi mântuiți este glorificarea împreună cu Hristos. Știți ce zice Apostolul Pavel, dați-mi voie să vă citesc, vă rog, în Filipeni, în capitolul 2 și versetul 12. Filipeni 2 cu 12. Astfel, dar, preobiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, rețineți, vă rog, duceți până la capăt mântuirea voastră, nu oricum, pentru că mântuirea aceasta este cea mai măreață lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o. De aceea e atât de important să știm să ne raportăm corect la ea. Duceți până la capăt mântuirea voastră, cum? Cu frică și cu tremur. Doamne, ajută-ne pe toți la locul acesta. În toată ecuația aceasta, botezul ocupă loc esențial, vital. Naștere din nou, pocăință, botez, botez cu Duhul Sfânt, sfințire, Experiențe cu Dumnezeu, apoi în final s-o dragii mei, va venit și momentul acela al glorificării. De aceea, vreau să închei, subliniind doar trei momente importante, tocmai pentru a înțelege semnificația botezului. În Roman 6, versetul 3 și versetul 4, ni se spune că cei care s-au botezat au murit împreună cu Hristos și au înviat la o viață nouă. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Și acum vine versetul 4, care explică parcă și mai frumos imaginea aceasta. Pentru că doar peste câteva momente, fratele păstor Doru Mureșan, împreună cu fratele prezbiter Ilie Horvat, vor intra în apa botezului și vor oficia botezul acesta, cu care noi suntem obișnuiți. Și am văzut N botezuri, zeci, poate sute de botezuri, în România sau la Melbourne, în Australia. În momentul în care candidatul este scufundat în apă, imaginea morții împreună cu Hristos, identificare în jerfa Golgotei, iar în momentul în care este ridicat la suprafață, în momentul acela vine la o viață nouă, a înviat împreună cu Hristos. Lucrul acesta se întâmplă și s-a întâmplat deja, pentru că botezul este o imagine exterioară a unei lucrări interioare. Botezul este o lucrare exterioară, frați și suror, dragii mei, a unei lucrări pe care Dumnezeu deja a făcut-o în viața noastră. Eu doar vin să declar public în fața tuturor Dice, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci cu mărturisirea de, din gură, de pe gură, de pe buze și din credința aceasta care pleacă dintr-o inimă sinceră, se capătă mântuirea. Știți ce mă rog în această dimineață de mare sărbătoare aici la Filadelfia? Ca Domnul să mântuiască în primul rând pe cei doi care sunt îmbrăcați în haine albe, Camelia ca și cu Matthew dar să-i mântuiască pe toți cei dragi ai noștri. Sunt unii care s-au botezat și au plecat din biserică, nu numai de la Filadelfia, ci din alte biserici. Poate unii care au venit au fost cercetați, au știut că drumul este aici, trebuie să vină, drumul spre împărăție trece prin apa Iordanului, trece prin apa botezului și probabil la mână, poate tot o lasă, nu știu până când o lasă. În dimineața aceasta, Domnul vrea să mântuiască, în dimineața aceasta Domnul pregătește haine albe pentru împărăția Lui doar noi să vrem să le îmbrăcăm. Știți de ce? Pentru că în al doilea simbol al botezului zice Galaten 3 cu 27. Toți cei care v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Galaten 3 cu 27. Toți cei care v-ați botezat, v-ați îmbrăcat. Și ultimul verset pe care aș vrea să-l prezint înaintea dumneavoastră. 1 Petru, capitolul 3 și versetul 21. 1 Petru, 3 cu 21, tot legat de botez. Icoana aceasta, imaginea aceasta a salvării lui Noe din potop. Frați și surori, botezul este un moment în care Dumnezeu intervine în salvarea noastră. Poate că nu înțelegem semnificația atât de mult să te identifici în moartea lui Hristos. Și de ce? Pentru că noi trebuia să stăm pe cruce. Dar Hristos a ales să stea El și atunci, în momentul în care am intrat în apa botezului, m-am identificat eu cu moartea Lui. Și după cum Hristos e viu în vecii vecilor, m-a înviat și pe mine la o viață nouă și mă pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu. Imaginea aceasta a salvării, imaginea aceasta vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești. Ce explicație frumoasă! Ci este mărturia unui cuget curat. Botezul din această dimineață de la Filadelfia, E o mărturie a unui cuget curat, a unui cuget transformat, a unei vieți schimbate. Și Camelia și Matthew au intrat în procesul mântuirii. Născuți din nou, s-au pocăit, s-au întors la Domnul și au schimbat gândirea în ceea ce privește voia lui Dumnezeu, recunosc public că Hristos e Domnul lor și vor continua mai departe să crească, să se maturizeze, să se sfințească, până vor ajunge la glorificare. Dumnezeu pe ei să-i binecuvânteze și pe noi toți. Amin. Amin. Haideți să ascultăm cele două cântări, așa cum am zis, corul va să